N-am venit neapărat să verific, am venit la două companii care sunt și trebuie să rămână un simbol al României. Și aeroportul și compania Tarom sunt ca interfață pentru oricine vine în România și își formează o primă imagine. Am venit să văd care sunt într-adevăr și problemele reale ale celor două companii, să vedem în ce măsură guvernul poate interveni și ajuta cele două companii. Am vorbit atât cu domnul director de la aeroport, cât și cu conducerea interimară a Taromului. Înțeleg că planurile sunt bune, există dorință de muncă, există și disponibilitatea personalului din conducerea celor două societăți de a restructura și de a duce partea de management la alt nivel. Le urez succes și i-am asigurat de tot sprijinul guvernamental. Cineva din echipa care mă însoțește a avut o remarcă foarte tristă. Zone, parcă până acum n-au avut conducere. Asta e adevărul.